Bună ziua tuturor! Sunt Arotela, cu etalarea pentru cei născuți în semnul Capricornului sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Capricorn pentru iulie 2019. După cum vedeți, am etalat deja cărțile. Aici sunteți voi, aici partenerul vostru sau partenera la care vă gândiți. În fine, înainte să citesc cărțile, ce aveți? Ce este foarte interesant că la sfârșitul acestor seturi de cărți, amândoi aveți Regina de Băte. Este o chestiune de mare pasiune. Probabil că vă gândiți, voi vă gândiți la ei se gândesc la voi. E o chestie de pasiune, de atracție sexuală foarte puternică și de încredere în voi înșivă. Dar interesant este, haideți să vedem, la voi cum se arată această regină de bâte. Probabil că voi, fiind Capricorn, așteptați sau sunteți așteptați de această persoană să vă implicați 8 de monede, da? Să puneți efort în această relație cu ea. Dar deocamdată voi așteptați, nu știu de ce. Încă regretați sau poate ei regretă. Ați dori să comunicați cu ei, da, valetul de cupe, dar să vă cere scuze eventual pentru niște discuții care au fost între voi doi, care au adus totuși destul de multă suferință, destul de multă suferință. Că voi vreți să vă cere scuze că ei vor rămâne de văzut. Aici interesant, Regina de Băte, în partea lor, deși puteți să schimbați locurile, Regina de Băte are 3 de spade. Bănuiesc că este cam rănită, ori în orgoliu, ori în emoțiile ei. Poate, deși pe de-o parte îi aduceți multă bucurie, 9 de cupe, ori persoana în cauză vrea să-și impune stilul, ori îi se pare că voi sunteți foarte restrictivi. Probabil, împăratul alături de lună, probabil nu vă arătați emoțiile sau vreți să impuneți un anume stil în felul care comunicați emoțiile pe care le simțiți față de ei. Însă, interesant, există și aici o moarte. Există un sfârșit, eventual un nou început. Ceva ei nu mai vor să manifeste, vor să pună punct unei situații. Unei situații. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un rac, aveți lună, aveți și faetonul. Da? Ideea este că s-au detașat emoțional, au impresia că îi mințiți cu 7 de spade și deși o perioadă au regretat această stare, au ieșit din ea și nu mai vor să-și arate emoțiile, nu mai vor să vină în calea voastră, chiar vor să pună capăt acestei povești. Eventual să începeți de la zero altceva, ceva nou în care ori voi, ori ei să fiți în control. Simt că ei totuși vor să fie în control asupra situației pentru că până acum situația le-a produs multe dezamăgire, 3 de spade. În continuare au niște spade. Deci, Capricornul, sper că ați înțeles ce am zis, că să intrăm în Mercur retrograd și nu ne mai înțelegem unii cu alții. Ce simțiți? 3 de băte. Simțiți că puteți avea un viitor alături de această persoană, simțiți că vreți să vedeți viitorul cu alți ochi, vă simțiți foarte pasional, poate aveți planete în săgetător. Ați vrea să faceți o călătorie, pentru mine asta e cartea care exprimă niște planuri într-o călătorie. Așteptați să vină cineva de la drum sau de peste o apă. Sau ei vă așteaptă pe voi. Însă interesant, ei sunt foarte necăjiți în acest moment, se simt foarte blocați mental, au multe griji și nu găsesc soluții la această situație între voi doi. Ce simțiți voi și ce simt ei? Ei simt 8 de spade. Of, se simt blocați, evident, din niște motive. Lucrurile, da, că nu degeaba au 3 de spade aici, cum v-am arătat, da? Nu degeaba. Poate unii de voi aveți a face cu o persoană în semn de foc, dar nu e obligatoriu. Poate să fie și apă, poate să fie și pământ, orice, da? Aer. Ei au această inimă frântă. Deci sunt triști. Dar, cum gândiți, cavalerul de spade. Vă doriți să acționați rapid, să vă exprimați, dar între ceea ce simțiți și gândiți și cum acționați este o mare diferență. Este mare diferență, întotdeauna. Ar trebui să avem aspecte planetare foarte armonioase. Unii nu le au. Și din acest motiv, până acționează,
eu știu, trece foarte mult până se hotărăsc. Oricum, vă gândiți că ați vrea să exprimați adevărul față de ei. Eventual, simțiți nevoia mental că e cazul să luați acțiune în această poveste. Și destul de rapidă cu cavalerul de spade, pentru că este cel mai rapid din zodiac. Însă, cum acționați? Doi de monede, semn de pământ, acesta sunteți voi. Degeaba simțiți, degeaba gândiți așa cum arată cărțile, pentru că acționați foarte ambigu, unii dintre voi, fără supărare. Încă trebuie să vă echilibrați financiar și nu doar, și emoțional, că avem și apă. Trebuie să alegeți între job și relație, între o relație și altă relație, da? Vă este frică cumva că veți rămâne singur cu acest 5 de monede? Pe de o altă parte, unora vă este frică, poate aveți probleme financiare, vă este frică, am senzația că persoana în cauză e mult mai bine financiar, voi sunteți 5 de monede, ei sunt 9 de monede, da? Vă este frică că nu veți avea suficienți bani să vă exprimați, eu știu, ce aveți de exprimat, sentimentele față de ei, să exprimați că, da, într-adevăr, vedeți, simțiți că ați putea avea un viitor, vă doriți să spuneți exact ceea ce gândiți și simțiți, dar, v-am zis, cum acționați, destul de ambigu. Vă doriți 5 de băte. 5 de băte e o persoană foarte responsabilă. Pe de o altă parte, 10 vreau să zic, 10 de băte e o persoană foarte responsabilă. Pe de o parte, vă doriți să vă implicați responsabil în această relație și poate din acest motiv încă vă gândiți la una, la alta, mici detalii, la finanțe, la cum vă exprimați, la aspectele pasionale ale relației dintre voi doi. Nu vă este frică de responsabilități în poziția dorințelor. Pe de altă parte, unii dintre voi trebuie să încheiați acest ciclu de responsabilități cu altcineva ca să vă puteți implica în această relație. Da? E două variante. Finalul pentru iulie este 10 de monede, o carte foarte frumoasă, semn de pământ, capricorn, taur sau fecioară. 10 de monede reprezintă o casă, o familie fericită în realizările lor financiare. Este o familie care lasă moștenire generațiilor viitoare, o moștenire foarte mare. Dar în acest context, simt că unii dintre voi poate veți călători, că aveți două cărți care exprimă călătoria mai aproape de familie, în cazul în care stați la distanță. Pe de altă parte, poate vreți să lăsați o parte din aceste responsabilități într-o relație, într-o căsnicie anterioară și să vedeți viitorul cu această persoană. Viitorul care ar fi acesta, 10, nu 10 de pute, 10 de monede. Înțelegeți voi? Asta vă doriți. Asta ar trebui să fie finalul. Bănuiesc că totuși veți călători cu aceste două cărți mai aproape de casă, cel puțin. Persoana la care vă gândiți, de care sunteți atașați, care apare în cărți, își face mari griji. Da? Voi îi așteptați de la drum, ați vrea să călătoriți, am zis, ea își face mari griji. Pentru voi nu găsește soluții, este rănită, cum am zis mai devreme, este rănită. Pe de o parte aduceți multe bucurii, pe de o parte știe că trebuie să se controleze, să-și conducă viața pe toate planurile și pe de altă parte sunt niște chestii legate de feminitate, de felul în care vă exprimați amândoi emoțional, eventual. Niște secrete. Poate vrea să controleze într-un fel situația pentru că știe că nu are acces la niște secrete. La ce se gândește? La roata norocului. Ar dori să schimbe cursul situației. Cum se poate schimba situația aceasta în care voi încă aveți 2 de 10, dar aveți niște griji, niște responsabilități, niște probleme financiare, încă căutați soluții și voi. Încă nu știți ce să alegeți. Și persoana știe, probabil că vă simte cu acea lună, da? Și ar vrea să schimbe situația, ar vrea ca roata norocului, roata destinului să se schimbe în favoarea voastră. A ei și a voastră împreună, evident.
cum acționează? E persoană de acțiune. Acționează ca acest faeton, da? Ceriotul. Este de obicei semnul racului, dar nu e obligatoriu. Am avut și lună, de-aia am zis că e posibil să fie rac, dar poate să fie orice altă zodie. Faetonul ia acțiune, la fel de rapid ca și cavalerul de spade, dar direcția este alta. La faeton, persoana este concentrată pe destinul său. Da? Eventual, cu această lună, își urmează instinctele după ce a gândit bine. Posibil că o să găsească soluții la această stare, o să o depășească, că își dorește, caută soluții, da? Caută soluții și o să le găsească și o să acționeze. O să vină mai aproape. Poate călătorește, că tot îi așteptați, călătorește și vă întâlniți. E posibil și asta. Dar felul în care acționează foarte determinată. Își ia și plusul și minusul, le combină, le controlează și merge mai departe. Că e împreună cu voi, că e separat, merge mai departe. Avem un împărat, să nu uităm, da? De ce e frică? 9 de monede. Am zis că stă destul de bine financiar, pe de-o parte. Poate pentru unii să fie o fecioară, să-i fie frică de fecioare. Poate, pe de-o altă parte, unora să le fie frică cumva că nu vor ajunge la această poziție de realizări financiare. Pe de altă parte, cred că în acest context lor le e frică de singurătate, își doresc o relație cu voi. Avem semnul 2, da? Al relațiilor. Își doresc o relație cu voi. Pentru că ce vor? Vor să manifeste un nou început, vor să schimbe. Au cărți foarte puternice. Au trei arcane majore, da? Faetonul, roata norocului și magicianul. Dar în momentul în care o să iasă din această stare, înseamnă că au descoperit că au toate resursele necesare să manifeste ceea ce își doresc. Probabil că încă mai caută niște soluții sau le lipsesc, să zic, cu trei de spade, poate echilibru emoțional. Poate echilibru emoțional. Dar în momentul în care vor ieși din această stare, vor descoperi că au toate resursele să manifeste ce își doresc și vor fi în stare, da, să meargă mai departe și să-și schimbe destinul. Eventual simt că în legătură cu voi. Dar deocamdată asta e în poziția dorințelor. Am zis, în poziția fricile este frică să nu rămână singur și ar dori să meargă, da, de la nou. Acum înțeleg. Lor le este frică să nu rămână singur pentru că își doresc și ei 10 de monede. Își doresc să aibă o familie cu voi, să facă parte din familia voastră. Dar aici trebuie să lucrați voi cu fricile voastre pentru că 5 de 2 ori 5 este 10 să anulați această energie, dar trebuie să depuneți mult, mult efort ca să anulați această frică, da? Și iar interesant, 5 cu 2, 7. Deci încă așteptați, așteptați și vă gândiți cum să faceți, cum să faceți, cum să faceți. Și regretați și voi și ei. În continuare, în iulie, ei încă se vindecă de o situație din trecut sau de amânările care au fost, că doar am văzut, nu? Am văzut eu mai devreme, am văzut spânzuratul, ceea ce îmi spune că încă se amână niște situații. Pentru unii dintre voi aveți de-a face cu un pește, că tot am văzut spânzuratul, pentru alții aveți amânări, sacrificii, dar toate sunt cu un scop. Să vă vindecați și să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, să creșteți spiritual. Și cum am zis, persoana în cauză încă se vindecă după aceste trei spade. Că e cu voi, că e cu altă persoană, rămâne de văzut, oricum se vindecă. Deci aceasta ar fi o etalare. Aș vrea să mai fac încă una. Mesajele, nu toate etalările trebuie să potrivească celor care ascult. Poate doar o etalare din două, din trei câte fac să fie valabilă, să rezoneze cu voi, da? Ce avem aici? Haideți să vedem. Capricorn. Iulie 2019, soare, nu venim să ascendem în Capricorn, deși sunt amestecate, le-am mai făcut un pic. Soare, Lună, Venus, ascendent în Capricorn. Ne-am schimbat telefonul și am încercat de nu știu câte ori să înregistreze trecutul. Uf, a mai avut cineva. Prezentul. Fu, împărăteasa pe care am văzut-o și mai devreme. Doi de spade ar fi similar, doi de manuscrise. La capătul acestui set de cărți, regina de spade. Nu, de manuscrise. De spade în varianta clasică.
A, regina care creează un fluture, lucrează la transformarea ei, da? Probabil doamna aceea, regina de foc, partenerul vostru, care a avut și moartea la un moment dat, a avut și trei de spade, încearcă să se transforme dintr-o suferință cu voi sau cu altcineva. În trecut, de curând sau în trecut, ați avut de-a face cu o persoană semn de apă, mai mult sau mai puțin, nu e obligatoriu, poate să fie semn de apă. Din copilărie, 6 de oglinzi, 6 de cupe, o persoană din copilărie, din trecutul vostru, din tinerețea voastră sau dintr-o altă viață. O relație karmică foarte profundă în care amândoi vă înțelegeți foarte, foarte bine. Interesant că aici avem Pan. Pan care clasic reprezintă Capricornul. Probabil că voi comunicați. Am senzația că aveți o comunicare telepatică pe direcție erotică foarte, foarte puternică. În prezent, voi ori vă gândiți la o persoană care reprezintă această energie împărăteasă, da? Ori preluați această energie, sunteți chemați, în cazul în care preluați această energie, să creșteți, să vă dezvoltați creativitatea, vă conectați la natură. Dacă aveți de-a face cu acea călătorie, sper să fie undeva în natură, da? Să înfloriți, să vă bucurați de abundență. Acolo unde începe să se manifeste. Dacă e o persoană, poate să fie o persoană foarte abundentă la care vă gândiți în prezent. Frumoasă, creativă, inteligentă, care stă bine pe toate planurile financiar, sentimental, profesional, e foarte apreciată, da? Dacă nu sunteți voi, repet, poate să fie persoana la care vă gândiți în prezent. Poate persoana aceasta este cea cu care v-ați conectat în trecut, da? E posibil și asta. Voi știți mai bine. În viitorul apropiat, aveți doi de manuscrise. Trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți. Ori între aceste două persoane, ori între a rămâne în trecut și a dezvolta această minunată energie, pentru că aceasta e arcană majoră. Da? Împăratul și împărăteasa, care a apărut și mai devreme împăratul, să nu uităm, să nu uitați. Da? Probabil că unii dintre voi aveți de-a face cu persoana cu care vă completați cel mai bine. Un cuplu de forță. Dar încă trebuie să alegeți între trecut și între prezent. Pentru că ceea ce alegeți în prezent manifestă viitorul. Dacă vă gândiți prea mult la trecut, pierdeți. Poate că e o chestiune în care trebuie să comunicați foarte mult. Simt că ar putea să fie pe timp de noapte. Dar poate trebuie să vă conectați un pic mai mult la idealurile voastre și să nu mai fiți atât de pragmatici cum, na, majoritatea lumii este. Da. Deci, regina de spade, semn de aer, dar nu e obligatoriu, este o persoană destul de mentală, e regină, da? Lucrează la transformarea ei. Poate este aceeași persoană care vrea să treacă de la stadiul de regină la împărăteasă, înțelegeți? Adică, să fi manifestat toate celelalte patru regine și să ajungă împărăteasă. Să fie și mentală, și sentimentală, și pasională, și pragmatică. Repet, dacă nu e o persoană, sunteți voi. Asta poate să fie un mesaj pentru un alt grup de capricorni. Un mesaj de la înger, să vedem. Un mesaj pentru capricorni. Iulie 2019. Capricorn, iulie 2019. Acțiunile vorbesc tare. Cum a apărut mai devreme, cavalerul de spade, trebuie să acționați. Pentru că încă sunteți în stadiu de 2 de monede, unii dintre voi. Trebuie să acționați. Probabil trebuie să și comunicați pe calea aerului despre niște emoții. Eventual trebuie să faceți pace cu cineva cu care poate ați avut niște discuții. Trebuie să acționați către creativitatea voastră, după cum vedeți, și această femeie este plină de flori, seamănă foarte mult cu împărăteasa pe care ați văzut-o mai devreme. Exprimați-vă dragostea prin acțiuni.
Da, călătoriți, vorbiți, cumpărați, eu știu, cadouri. A, trebuie să înțelegeți, asta e o chestiune saturniană, un șablon relațional. Probabil că amândoi, și să practicați compasiunea, probabil că amândoi aveți un șablon din care trebuie să ieșiți. Șablonul părinților sau un șablon pe care l-ați experimentat în alte vieți, da? Vă trebuie curaj, da? Cum și scrie aici, să recunoașteți acest șablon relațional. Ca să înțelegeți de ce nu vă puteți întâlni cu persoana respectivă, care vă este foarte dragă de altfel, dar de ce nu se leagă relația, să zicem. Haideți să vedem, iată, let go. Lăsați în urmă trecutul eventual și manifestați prezentul cum vrea doamna, domnul care v-a apărut în parteneriat. Vrea să manifeste ceva nou. Să vedem, Capricorn. Yoga. 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 E simplu. Și autor. Și lucrați cu corpul vostru. Lucrați cu corpul vostru. Ca să vă echilibrați și să puteți să luați decizia mai rapid. Ca să vă echilibrați. Că altfel rămâneți în stadiu. Ora aia, ora aia, ora aia. Vă centrați. Vă conectați la voi înși vă și vă luați deciziile pe care trebuie să le luați. Să vedem. Din punct de vedere sexual. Da? Capricorn. Iulie 2019, soarele nu avem ascendent în Capricorn. Ia. Voi, ei, știu că mai schimba din când în când. Of. Niște chestii unde comunicare. În fine, ce vă doriți voi? Justiția, ce-și doresc ei imediat. 7 de băte. Interesant. De ce vă este frică de 4 de monede, da? De stagnare, cu alte cuvinte. De ce le este frică lor de roata norocului? Exact, le-a apărut e a doua oară când le apare roata norocului. Este frică cumva că nu se mișcă roata destinului în favoarea lor. Pe de-o parte. De ce vă doriți voi să vă echilibrați și să vă exprimați adevărul? Eventual să transformați ceva în viața voastră sentimentală, erotică, sexuală. Poate că trebuie să lucrați, da? Să faceți yoga, ca să vă puteți exprima sexualitatea într-un mod foarte sănătos și echilibrat. Justiția e o persoană echilibrată, după cum vedeți, are o balanță, da? Și se și exprimă, pentru că nu e suficient să simți, trebuie să și transmiți celuilalt ce simți pentru el, da? Să-i spui vorbe frumoase, să-l alinți, să te exprimi, da? Acțiunile, cum ați zis, da? Acțiunile vorbesc tare, puternic. Și aici vă doriți voi să lucrați. Ce-și doresc ei? 7 de băte este o energie foarte pasională, este energie de foc. Își doresc să vă cucerească, pe de o parte, pe de altă parte, și voi să vă lăsați cuceriți de ei. Să nu vă lăsați distrași de alte personaje, că aici este teama lor. Cumva aveți alte două, trei personaje în viața voastră. Ar dori să fie unica persoană, da? Și nu doar să vă cucerească, eventual și voi să depuneți efort să o cuceriți, nu doar să așteptați să primiți, da? Pentru că aici este o energie care exprimă stagnare, 4 de monede. Cineva ar vrea să se implice, dar altă persoană, nu prea, este în dispoziția cea mai bună. Poate e un pic plictisită, poate că acțiunea a venit foarte târziu din partea domnului și între timp doamna și-a pierdut pasiunea. E o energie stagnantă, 4 de monede. Asta vă este frică cumva, că dacă mai stați mult, că doar v-a apărut cavalerul de spade. Așteptați inițial în suflet 3 de băte, da? Așteptați, dar trebuie să și luați acțiune. Și încă sunteți în faza, da? De balanță. Încă trebuie să vă echilibrați. Ce interesant că la capătul acestui set de cărți aveți 4 de spade, 4 de spade care au apărut și la persoana cu care comunicați. E o situație în care unul este foarte rușinos, celălalt nu comunică. Sunt niște probleme de comunicare și de echilibrare emoțională și sexuală.
Haideți să iau și o carte. Deci, una. Capricorn, Capricorn, Capricorn. Oh, asul de monede. Un început, e eclipsă, e în o lună nouă. Doamne ajută, un început, o relație de lungă durată. O ofertă, un cadou, ceva frumos oferit din inimă. Da, verde este culoarea chakrei inimii, din inimă, e dragoste, e dragoste cu spor, cu spor financiar, că vorbim de pământ, de monede. Da, și o călătorie interesant, dar această călătorie vorbește despre foarte multe lucruri profunde, transformarea voastră spirituală, maturizarea voastră prin călătoria pe care o faceți în viață, relațiile pe care le alegeți. O călătorie cu cineva sau cu voi înșivă. Bănuiesc că începeți ceva nou. Doamne ajută! Aceasta a fost etalarea pentru Capricorn. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine, vă pup, la revedere!